Bine ați venit, stimați telespectatori, o să continuăm ediția din această seară cu expunerea unor informații în ceea ce privește cazurile concrete. Domnule Simeon, o să vă rog să ne spuneți în câteva cuvinte cum caracterizați victimele abuzului traficului de persoane. Îmi cer scuze, eu nu pot să spun în câteva cuvinte, în mai multe cuvinte. În mai multe cuvinte, doar că nu ne ajunge ediția, Am să vă spun, înainte de a răspunde la punctual la întrebare, am să vă spun altceva. În urmă cu câțiva ani de zile, a trebuit să conduc de la Piatra Neamț la București, la un adăpost privat pentru victimele traficului, o tânără domnișoară de vreo 13 ani. Nu aveam posibilitatea să, pe vremea aceea, să luăm mașină, să fie în siguranță maximă, nici nu aveam bani pentru transport destul de mulți ani. Și am mers cu autocarul. Încă nu erau nici microbuzele, celebre microbuze care se facă transportul între, pe distanțe mari, ci autocar. Avea loc lângă mine. La un moment dat, într-o primă fază, tăceri pe care le-am respectat, cam de pe la Bacău încolo, să zicem, a început să îmi povestească, fără să-i cer, dar simțea nevoia să spună, să-mi povestească povestea ei, să-mi spună povestea ei de, nu știu, nu i-a zis de trafic, de viață. La 11 ani fusese chemată de sora ei, care avea vreo 16, în Anglia, să meargă în vizită, familia destrămată, părinții divorțați, ea stătea cu mama și s-a dus la sora. Când a ajuns la sora, a văzut-o doar că s-au îmbrățișat, s-au dus, hai să mergem în apartament, apartament care nu era de fapt al surorii ei, și acolo a lăsat-o. Povestea, bine, este oarecum curios pentru mine, sau mi se părea atunci, că a încercat în primele momente și un fel de joc așa de seducție. Internalizase o modalitate de a se face plăcută, era deosebit de frumoasă, dar de a se face plăcută și acceptată, probabil dincolo de suferința ei sau poate tocmai din cauza suferinței ei. Bine, ce a putut să povestească a fost oripilant. Pentru traficanți și pentru victime și pentru traficanți avem serviciile de specialitate. Traficantul își va găsi un loc în cadrul unor sisteme privative de libertate doar în momentul în care cauza respectivă pentru care se judecă este indubitabil confirmată, certificată. Când există doar dubii, nimeni nu-și permite să condamne pe cineva. Ori în ceea ce privește traficul de persoane, care e o relație sau o construcție de tip mafiot, o construcție care transcede granițile nu numai ale județului, ci ale țării, pentru că sunt rețele constituite peste tot pe mapamondul acesta, e vorba de foarte mulți bani. Ori cu bani poți să determini victima să-și modifice depoziția în decurs de câteva luni, un an, doi, să zică nu mai vreau, nu, de fapt n-a fost așa, a fost în mintea mea, nu așa s-a întâmplat, el sau ei mi-au dorit binele, poți să faci în așa fel încât să dispară niște probe, poți să faci în așa fel încât să recuzezi niște complete de judecată, că s-au mai întâmplat și lucrul acesta, poți să faci multe cu banii. Și aici, din trafic, din suferință, și doi sunt pilonii extraordinari ai suferinței care se perpetuează, se vehiculează, e traficul de persoane și traficul și consumul de droguri, de aici se câștigă cei mai mulți bani. Se finanțează campanii. Marele carteluri pentru de trafic de, și de
droguri de folosire și de determinarea consumului de droguri, finanțează în lume campanii, campanii prezidențiale chiar. Adică se finanțează anumite structuri. Sunt bani acolo, da, ca să poată să funcționeze sau să-și desfășoare activitatea cu mai multă lejeritate. Și sunt de la corăbiile care aduceau negri și vindeau ca sclavi sau oamenii galbeni și vindeau ca sclavi sau roșii sau albi ce vrem, până la formele acestea moderne, întotdeauna au existat puternici care au sfidat orice fel de legi și de norme morale și de legi scrise și consfințite pentru profit. Asta e cuvântul cheie, profit. Societatea civilă, iată, și suferință. Iată că în continuare este sprijinită, să spunem așa, de organizațiile non-guvernamentale. Și o să mă întorc aici să vă întreb dumneavoastră, doamnă Darie, cum vedeți dumneavoastră, reprezentant al societății civile, aceste fapte antisociale? Cum le putem combate noi? Astfel de proiecte, cu siguranță, dar dacă vreți să mai detaliați. Nu cred că domnul Simion a explicat foarte bine. Eu nu aș putea să dau o asemenea explicație la ceea ce se întâmplă în acest fenomen. Noi încercăm în continuare, pentru că de anul acesta, mai precis, cred că din luna noiembrie, vom face parte din echipa interinstituțională împotriva traficului de persoane la nivelul Prefecturii Neamț. De aceea, ca membri în această echipă, avem o mare responsabilitate la anul să continuăm cu aceste acțiuni de informare și prevenire în rândul tinerilor. De asemenea, dacă apar finanțări care le putem valorifica spre acest domeniu, vom face tot ce ne stă în putință, bineînțeles, cu instituțiile abilitate în domeniu. Iar noi, ca societate civilă, da, exact. Organism al statului. Da. O să mă întorc la domnul Simion și o să-l întreb dacă știu familiile unde să apeleze, familiile victimelor. În general, se apelează, dacă se dorește lucrul acesta, la instituțiile care sunt cele mai apropiate, dar nu familiile apelează, pentru că în cazurile devoalate, să spunem, demascate de trafic de persoane, în general, structurile specializate ale Ministerului Administrației și Internelor sunt cele care deja sunt în cunoștință de cauzele respective și prin intermediul, adică instituției, ca instituția pe care o reprezint, DGASPC Neamț, structurile acestea, DICOT, poate chiar și Centrul Regional Bacău al Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, ne solicită sprijinul. Și de regulă sprijinul este fie pentru găzduire pe perioadă scurtă undeva, chiar dacă nu avem centru specializat pentru victimele traficului, dar putem și am făcut-o de câteva ori, să găzduim pe perioadă scurtă până când se prezintă victima în fața procurorului, sau serviciile de consiliere, de susținere, de suport terapeutic acordat victimei traficului. Vreau să subliniez un pic sau să completez un pic ce spunea doamna Darie și să-i spun că pentru asta avem nevoie de organizații, de structuri ca cele pe care, ca cea pe care o reprezintă dânsa, pentru că uneori instituțiile au niște scheme un pic mai rigide, adică rar te poți abate, există un cadru foarte fix, rigid uneori și nu prea poți să depășești niște bariere. Pe când ONG-ul care desfășoară activitate într-un anumit domeniu, în funcție de obiectivul pe care și-l stabilește într-un proiect, are mai mare libertate de circulație. Noi suntem mult mai
strânși, mai rigizi, mai supuși controlului și oprobiului public, că de foarte multe ori auzi, în instituții, trebuie demolate toate instituțiile, că în instituții sunt numai oameni incompetenți și omul la supărare, la necaz, spune lucrurile acestea, chiar dacă după aceea... Pe final o să vă rog să ne spuneți câteva concluzii ale proiectului desfășurat în parteneriat cu Asociația Cristiană. Eu pot să spun doar atât că am răspuns fără niciun fel de ezitare. Da, atât am zis. Spuneți-mi din timp unde mergem ca să-mi planific activitățile în cadrul instituției, în cadrul DGASPC-ului. Fac lucrul acesta și cu siguranță sunt și alte ONG-uri și alte instituții care pot proba lucrul acesta, că din dorința de a aduce poate un pic, nu știu cât măsurabil, dar un pic mai bine în viața cuiva, n-am spus niciodată, eu personal mă refer, și parte dintre colegii mei care au structura necesară pentru a dărui, că dincolo de specialist trebuie să mai ai și ceva ca să poți să dai, să simți că îți pasă. Că, și asta ar trebui să fie un verb de utilizat pentru toți. Dar nu avem fiecare dintre noi abilități, că nu avem abilități în a putea face bine în orice domeniu. Da, suntem structurați pe anumite ieșichiere, pe anumite canale de sprijin. Și, da, și am răspuns și o să răspund, deja ne-am, nu de voi ales, dar ne-am planificat încă la cel puțin la o unitate de învățământ niște activități și cred că și dincolo de limitele programului, da, proiectului, pentru că am fost solicitați și atunci dacă am fost solicitați, mergem cu mare drag. Și în ce măsură e greu de spus, măcar trăim cu speranța că am adus un pic de informație, că este o pregătită în a face față unei anumite situații dacă vrea, că suntem în continuare și Cristiana și noi ușor de găsit dacă se dorește, pentru că nu putem să facem bine sau nu putem să intervenim decât într-o situație despre care avem cunoștință. Adică chiar dacă acum undeva aiurea, într-un bloc la 30 de metri de studioul dumneavoastră, se întâmplă un lucru reprobabil, dacă nu știm despre el, nu avem cum să intervenim. Deci intervenția se face după ce se face o sesizare. De sesizat, ca să mai pus o dată întrebarea, nu știu dacă am răspuns concludent, de sesizat, oriunde se poate face o sesizare a unei situații de risc. La polițistul de pe stradă, la polițistul de proximitate, la primărie, la instituții, dacă nu știi că sunt niște instituții, la școală, poate să spună copilul, cadrul didactic. Din nefericire, nu întotdeauna informațiile pe care le obținem sau niște semnale pe care subtil un copil le lansează, nu întotdeauna sunt văzute și nu întotdeauna sunt transmise niște suspiciuni mai departe ca să poată o instituție abilitată, ca a noastră, de exemplu, să intervină. Și să ia măsuri în consecință. Și să, da, și să evalueze riscul în care se poate afla un copil, o persoană, un bătrân, de ce nu? Că și bătrânii sunt ai noștri și pentru ei ar trebui să avem proiecte de susținere. Și iată cum împreună putem să, dacă nu să combate cu totul, putem să prevenim. Asta e cheia, e frumos spus, împreună, exact. Împreună da. Să prevenim astfel de capitale. Nu vor dispărea cu siguranță aceste fenomene, dar ne mai putem diminua, să zicem, sau controla, sau intervenția să fie mai pertinentă, mai promptă și mai de efect. Iată cum un ONG a lansat o campanie care a lăsat urme, să-i spunem așa, și care a informat. Un cuvânt de final, doamna manager. Vreau să-i mulțumesc domnului Eugen Simion pentru că a răspuns afirmativ invitației noastre. După cum ați observat, este o persoană de la care, într-adevăr, stai și asculți și te minunezi
prin câte a trecut și mă câte flatați. Poate. Nu, da, un pic așa, de experiență. Așa, exact, da. De asemenea, vreau să mulțumesc finanțatorului în instituției publice, Primăria Municipiului Piatra Neamț, pentru deschiderea pe care o prezintă vis-a-vis de astfel de idei de proiecte. Și să știți că, într-adevăr, făcând parte, cum am precizat mai devreme, din echipa interinstituțională pe această temă, chiar așteptăm finanțările care vor veni începând din 2016, pentru că trebuie să apară și pe această linie finanțări, ori în domeniul informării și prevenirii, cam așa ceva a fost și anul acesta, dar pe o altă temă nu am reușit noi atunci să depunem nimic. Și chiar vrem în continuare să ducem, să facem activități în continuare de informare și prevenire cu privire la acest fenomen care, cum a spus și domnul Simion, nu cred că va înceta vreodată, dar măcar să se știe despre el și să știe cum poate fi prevenit. Și să demarăm acțiuni pas cu pas. Da, da, da. Și permanente, susținute și permanente, da. Și permanente, da, și nu numai în municipiul Piatra Neamț, a trebuit făcute și în mediul rural. Cred că și acolo este nevoie de astfel de activități și probabil de la anul vom încerca să pătrundem și în mediul rural. Fiindcă în afară de educația civică pe care copiii o studiază la școală, ar fi nevoie și de anumite activități extracurriculare care să informeze. Cu siguranță, cu siguranță că este nevoie. Și nu numai de astfel de activități, de tot felul de activități. De exemplu, la anul se împlinesc 150 de ani de când a fost elaborată prima Constituție a României, în 1886, elaborată după modelul Constituției belgiene. Aș vrea să am o activitate și pe această temă, măcar să dăm la fiecare copil pe unde vom trece câte o Constituție din Constituția României din prezent. Am întâlnit de foarte multe ori la emisiuni cu fel de fel de persoane, politicieni din România, care nu prea cunosc Constituția. Cu toate că în funcțiile pe care le ocupă mai sunt scăpări, știți? Și atunci fiecare copil, dacă are o Constituție și să știe un articol dintr-un titlu, nu un singur articol. Exact. Care se spune, da, da. Exact. Da. Ceea ce îi place lui, dacă citește măcar o foaie din acea Constituție, tot e bine. Poate pe parcurs o să aibă plăcerea sau o să fie la un moment dat o să-și dorească să o citească chiar toată. Nu știu, acum știți copii. Carieră în domeniu. De ce nu? De ce nu? Iar pentru că ne apropiem de finalul acestui an, duminica a fost Sfântul Nicolae, poporul român este abundă în datini și în tradiții. Trebuie să dea moș Crăciun. Exact, da. Dacă am desfășurat astfel de activități benefice pe parcursul anului, și dacă, da. Și dacă ne-am inițiat, să-i spunem așa. Să sperăm că ajunge și la noi Moș Crăciun. Să ajungă, cu siguranță. Da, eu vreau să urez tuturor colaboratorilor, partenerilor, tuturor telespectatorilor dumneavoastră online, care din mediul online, multă sănătate, fericire și să ne dea Domnul un an mai bun, anul 2016. Iar noi să putem să continuăm cu ceea ce am început în 2013. Mă asociez și urărilor noastre, cele bune. Numai bine. Eu vă mulțumesc pentru atenție, le mulțumesc invitațiilor mei din această seară, iar până data viitoare vă invit să luați o decizie în cunoștință de cauză. Toate cele bune, pe curând!